Bun găsit! A venit timpul pentru emisiunea Nou Talent la Gurinel. Astăzi vom cunoaște un băiat hotărât, ambițios, responsabil și cu spirit autoritar. Pentru el nimic nu este imposibil, deoarece are capacități extraordinare și știe să ducă la bun sfârșit orice lucru, fără prea mare efort. Motiv pentru care este așa poate fi și faptul că e cel mai mare copil din familie și este exemplu pentru ceilalți doi frați mai mici, dar și pentru surioara lui. Vă invit deci să-l cunoașteți pe Oliver Junior Prado.
Olivier Junior Prado are 9 ani și este elev în clasa a 4-a la Liceul Moldo-Spaniol Miguel de Cervantes. Încă de la grădiniță a fost descoperit ca voce de către educatoarea sa și de atunci muzica face parte din viața lui. A frecventat mai mulți ani studioul vocal-coregrafic Lollipops, colectiv în care a crescut și alături de care a participat la mai multe proiecte muzicale, concerte și emisiuni. În marea faimei aruncat să fii celebru și bogat, ești fashionist. Îți place mularit. Ești de un mare intelect atunci când haina stă pe sec, dar nu fi trist. Oprește-te la rit. Acum însă pășește cu încredere spre noi performanțe. Pe lângă faptul că este elev, mai frecventează și școala de arte Valerii Palecov, unde studiază cu interes și mult drag pianul. Are în colecția sa adunate deja 17 piese înregistrate și 4 videoclipuri. Totuși nu se oprește aici, dar e hotărât să cucerească noi culmi. Toamna trec printre frunzare și în vis să ating un nor. Ce e umbre încărare și un nou urcărător. Cine sunt? Nimeni nu știe. Dacă nu ghicești, îți spun. La ureche nu mai ție, la ureche nu mai ție, că-ți poți. În scurt timp ne putem bucura de o nouă surpriză pe care o pregătește pentru toți fanii și admiratorii săi. Pe lângă muzică, Oliver este foarte pasionat de fotbal, iar fotbalistul model este Cristiano Ronaldo. Pentru a obține rezultate remarcabile și în această direcție, băiatul frecventează cu regularitate antrenamentele de la clubul de fotbal Lions. Speră și crede că va veni o zi când va ajunge un fotbalist cu nume mare. Lui Oliver Junior îi plac foarte mult animalele. Acasă are chiar un mini zoo, de care are grijă la modul cel mai serios. Îi place să fie primul peste tot, de aceea se descurcă în toate foarte bine și reușește să obțină rezultate excelente. Olivier este primul băiat în familia Prado. Laurentino este cel de-al doilea. El, de asemenea, cântă și are deja multe piese înregistrate. Vaporul bucărie, ca acum în orice an, vom porni călătorie. Eu sunt bravul capitan cu vaporul bucărie, ca acum în orice an vom porni călătorie. Eu sunt bravul capitan. Apoi cel de-al treilea copil este Antonio, urmat de prințesa familiei Olivia Carmen. Toți cei patru copii sunt bogăția părinților Oliver și Liliana, care le creează copiilor condiții pentru a le reuși să exceleze în tot ceea ce fac. Iată, a venit momentul să aflăm și niște răspunsuri de la invitatul meu de astăzi, care, desigur, nu vor întârzia să apară. Salut, Oliver, și bine ai venit la Gurinel TV! Salut și salutare la tuturor spectatorilor, telespectatorilor, și mulțumesc de invitație la Gurinel TV! Tu vii, am înțeles, de la o zi de naștere acum. Da. Da? La o colegă de la mine din clasă. Cum o cheamă? Oxana. Și câți ani are Oxana? 10 ani. 10 ani? I-ai dus un cadou? Da. Ce cadou îmi spui? Bani. Bani? Așa. Bun, tu ești cel mai mare din familia Prado. Cum e să fii cel mai mare într-o familie mare? Spune-te, nu rog. Sunt cel mai mare, mai este mama cu tata. Da, dar din copii tot și ești tu cel mai mare, da. Nu? Da. Nu este tare bine, doar trebuie să ai grijă de dânsii, să-i ajuți și când părinții n-au, cum se spune? Timp? Timp. Eu trebuie să-i ajut și să am grijă de cei mici. Și cum îi ajuți tu? Cum ai grijă tu de ei? Spune-mi, te rog, să știu. În diferite cazuri. Când, de exemplu, plecăm de acasă, mama mă lasă responsabil. Când pleacă mama cu tata de acasă, mă lasă responsabil. Și când unul mai micuț decât Tino, Laurentino, fratele a doilea. Da. Când iubește cei mai mici, eu sar și eu la bătaie și ne hărțuim. Dar până la urmă, cauza se termină. Cauza se termină.
și tu te descurci, tu ai grijă de ceilalți frățiori mai mici, că ei sunt mai mici, tu trebuie să ai grijă de ei. Da. Ei simt așa o protecție din partea ta? Nu știu, că nu știu eu ce gândesc ei, dar nu prea cred că simt asta. Pentru că tu probabil nu suficient ai grijă de ei. Deoarece mama cu tata au grijă mai mult decât mine. Dar surioara voastră micuță, ea este unică, este prințesa familiei. Cum te comporți tu cu ea? Foarte dificil, când îi cer ceva în lucru, ea zice când îi zic, hai ajută-mă, ca mine, suntem amândoi capricorni și în aceeași lună și ea e de Crăciun născută, exact pe 7 ianuarie. Dar tu pe ce dată ești născut? Pe 13 ianuarie. Pe 13 ianuarie. Deci sunteți ambii capricori. Da. Ambii foarte mulți, autoritari. Mulți copii de la mine din clasă toți sunt capricori. Și cum voi vă înțelegeți? Că la... În clasă? Da. Cu unii, da, și cu unii nu. Am câțiva prieteni în care intră cinci care sunt cei mai buni. Marin, Marian, Sandu, Alexandru, Igor și cine? Și Danu Odobescu. Spune-mi, te rog, tu ești solist, așa să înțeleg. Faci muzică. De la ce vârstă? Ți-amintești? Cum a început cariera ta muzicală? Da. M-a descoperit profesora de muzică de la grădiniță în ultimul an de grădiniță și a zis părinților mei dacă vor să am o carieră lungă și bună să urmăm sfaturile ei și s-au consultat cu ea și până la urmă am ajuns ce vedeți în fața dumneavoastră. Și după ce a urmat? Și după când am decis să mă duc la școală ca orice solist, mama cu tata s-au gândit că ar trebui să știu să cânt la un instrument muzical. Și au ales să fie pianul. Că dacă știi pianul, poți ști și celelalte instrumente. Și dacă ar fi să-ți alegi încă un instrument la care vrea să cânti, care ar fi? Mi-ar plăcea să cânt la gitară. La gitară. Înseamnă că după o să exersezi și o să cânti și la gitară. Da, numai că mie îmi place foarte mult să fac sport. Da, noi știm că tu ești un fan înrăit al lui Ronaldo, adevărat? Da. Și ce îți place ție la el? Îmi place cum joacă, șutează la poartă. Cum se spune, că toți copiii au câte un fan. Sunt fan la un jucător de fotbal. Așa că eu mi l-am ales pe Cristiano Ronaldo. Și tu mai faci și antrenamente de fotbal. Mergi la un club sportiv, da? Și voi acolo la antrenamente ce faceți? Învățăm să ștem corect la poartă. Dar meciuri cu alte echipe aveți? Da. O noutate este că vara aceasta am câștigat o cupă la un campionat. Și de weekendul acesta se va începe campionatul Moldovei. Și tu participi? Da. Și unde tu joci? În apărare, în atac sau pe centru? De obicei sunt în apărare, dar pot să urc și înainte. Dar ție unde ți-ar place? În atac mai mult? În centru, că pot să mă duc și în urmă și în atac. Așa, am înțeles. Eu știu că tu mai ai un pian acasă, e adevărat? Da. Și cât de des exersezi la el? Ai timp? Îți dau voie fații tăi? Dar că, cum să spun, în clasa a doua, a întâia și a pregătitoare, nu mă ocupam deoarece nu-mi plăcea. Nu-ți plăcea? Nu. Și acum nici acum nu tare îmi place, dar încerc și eu să îmi placă. Pentru că simți tu că trebuie. Da, când începi să înveți, zici, nu o să-mi reușească, am examene pe capul meu, oi, ce o să mă fac. Dar când înveți, când îți treci tot. Tu ai trei cetățenii, e adevărat? Da. Ne spui și nouă, spaniolă, belgeană și moldovenească, da? Da. Și cum ai ajuns tu să ai tocmai trei cetățenii? Știi? Da. Hai, spune, te rog.
Bunielul meu, da, s-a născut în Spania. Da. Și apoi tatăl meu s-a născut în Belgia. Așa. Și dacă tatăl lui tatăl meu a fost spaniol și el e belgian, așa că din tată se transmite cetățenia. Așa că am devenit la două cetățenii. Apoi eu m-am născut în Moldova și de aceea am și a treia cetățenie de moldovean. Tu ai fost în țările acestea, în Spania, în Belgia, tu ai fost? Da. Vara aceasta din Moldova până în Paris am mers cu mașina noastră. Și am făcut aproximativ 7500 de kilometri. Și de câte ori v-ați oprit? Și ne-am oprit în fiecare țară, în afară de Luxemburg. Am vizitat România, Ungaria, Austria, Germania, Luxemburg, Belgia, Franța și 7 țări. Seara noi vizitam orașul cu mașina, vizitam monumentele. Și din tot ce ați vizitat voi, ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ți-a rămas așa? În Austria, la Viena. Ce ți-a plăcut acolo? La grădina zoologică și parcul de atracțiuni. Parcul de atracțiuni era foarte mare. Și tata cu mama mea am fost la prima atracțiune, știți, roller coaster. Am auzit, într-un fel de vagonaș te pui și te duci pe șine. Și nu chiar de acesta care sperie tare, dar mama cu tata meu s-a speriat. Dar el se întoarce și invers, da? Da, se întoarce și invers. Și mama când cotea, zicea, o să cad. Era o turica, o să cad. Ți-a plăcut în Austria? Da. Și ți-a mai plăcut încă undeva? Da. Unde? În Franța, deoarece am văzut cel mai rar animal de pe planetă. Care este cel mai rar animal de pe planetă? Leul alb. Leul alb? Și cum arată leul alb? Îl descrii? Are ochii albaștri și este alb. Dar cel alb definitiv, alb, a de mult a dispărut din cauza vânării excesive. Dar el era puțin mai gălbui. Și ei dormeau așa și am fost într-un parc de feline acolo. Și nu că aveau ca la Chișinău puțin strânși, dar tigrii puțin sunt răsfățați la Chișinău. Asta tot de știu. Ce? Ca o cușcă mare. Dar acolo, nu ca cușcă de tigri din Chișinău, nici două, nici trei, dar pentru 3 lei era o cușcă de un kilometru pătrat. Așa, ca un fel de mare... zonă naturală. Și am fost la Disneyland. Și dacă tot am vorbit un pic de animale, știu că ai acasă multe animale. Ne spui încă da. Ce animale poate... Cu 2-3 zile înainte de școală, mama mi-a cumpărat 2 animale noi. Da, hai spune-mi. 2 papagali. 2 papagali. Și ce nume i-ai pus? Le-ai pus? Nu știu sigur dacă e fată sau băiat, deoarece sunt așa de identici că noi puți... Dar avem 4 papagali în genere, doi câte o specie, așa că Peruș și Agapornis. Agapornisii au fost cei noi. Sunt de culoare verde și roșiatici pe față. Îți plac? Da, dar... Vorbești cu ei? Nu, că nu vorbesc ei, că trebuie să-i învăț, că este interesant. Și duminică, când am venit jos și mâncam micul dejun, era concert de papagali. Tipau în toate părțile. Și vorbeau între ei, probabil. Da, că sunt în aceeași cameră. Iar perușii puteam să-i diferențiem deoarece au culoare diferită. Unul albastru și unul verde. Și restul, iepurii sau ce mai aveți voi acolo, hamsterii, au rămas același număr? Hamsterii... Gata? Gata. I-ați vândut? Ești porcușuri de Guinea. I-ați sunt dat. Foarte sensibili porcușori de Guinea, iar hamsterii, când te duceai, am cumpărat 6 la început. Da. Și am terminat cu 67.
te duceai o zi, peste 15 zile, găseai pui. Pe urmă, găseai peste fiecare zi, găseai câte niște pui, câte vreo 5-4 pui deodată. Și ce ați făcut cu ei? Unde i-ați dat? I-am dat la magazin pe un iepure. Pe un iepure. Și câți iepuri aveți? Am avut mai mult, dar am dat o mică boală, nu chiar mică, dar a dat o boală și câțiva, 2-3 au murit. Dar restul s-au însănătoșit. Și credem că o să fie mult. Deoarece problema că am adus 2 iepuri din România și ne-au tras pe soară și erau bolnavi. Și din au murit? Da, dar unul din România era foarte grav. S-a făcut gaură în urechi și avea nasul mai frat. Dar el a avut a doua mare problemă, dar s-a rezolvat, el încă trăiește. Ce problemă a avut sau tu nu știi? Eu știu. Ce? Noi le-am dat antibiotice în apă la toți iepurii, le-am dat cu un fel de cremă și le-am dat în picături în ochi, să nu fie roi. Uh-huh. Și să nu tășit. Da. Bun, am înțeles. Mergi mai mănânci sau ai alt fel de mâncare preferat? Mai mănânci? Da, nu știu de ce părinții nu mă cumpără. Nu ți mai cumpără? De ce? Cum crezi? De câteva luni mai eu și mă simt foarte trist. Și poate nu sunt. Da, a doua mâncare preferată este chili con carne. Mama lui tata meu a învățat-o pe mama cum să gătească. Asta e o mâncare mexicană. Și mama mi-a făcut această mâncare. Și ți-a plăcut? Da. Și deci după mielci urmează această mâncare de care mi-ai zis. Aceasta ți-o face, cred că. Da? Nu te obișnuiești. Ne face? Îți face. Dar totuși o rog să-mi facă. Mielce. Dacă în loc de aceasta, ea vrea să ne facă întotdeauna boloneză. Asta ce? Paste cu carne și legume. Am înțeles. Dar totuși îmi place mai tare chili con carne. Tu ce cunoști și un pic de rusă? Nu. Așa un piculeț. Nu dar știu. Dar spaniola? Prea. Spaniola da. O învăț, engleza tot o învăț, franceza o știu și română. Da, de grabă încă o limbă ți-a rămas și te faci poliglot. Pune-mi, te rog, acum la final, ce piesă ne cânti? Misiunea copiilor. Hai, te invit să cânti acum. Bine. Iar vouă, dragi telespectatori, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept cu mare drag data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Nou Talent la Gurinel.